Șeful traficanților de țigări din vestul țării a fugit cu doar 2 ore înainte ca polițiștii să demareze perchezițiile. S-a urcat în Ferrariul său cu mai multe pungi voluminoase în mână și a demarat cu viteză. Anchetatorii au informații că în această rețea internațională a traficanților sunt implicați și mai mulți polițiști, așa că fuga liderului rețelei nu pare să fie pentru nimeni o surpriză. Roxana Ciucă, colega mea, urmărește subiectul. Roxana, ce legături există așadar între regele traficului de țigări din partea aceea țării și polițiști? Bine te-am regăsit, Lorena. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt peste 150 de percheziții în aceste momente în plină desfășurare în Arad, Hunedoara, Bihor. 90 de persoane urmează să ajungă aici la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism. E posibil să fie reținute și mâine să fie prezentate fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, înșelăciune, contrabandă cu țigări, trafic de droguri, fapte presupuse a fi comise din 2017 și până în momentul de față, țigări netimbrate, aduse din Ucraina, Serbia, Republica Moldova, introduse ilegal în România, vândute pe Piața Neagră, droguri Spania, Olanda, Belgia, aduse în România, vândute și în România, dar și în alte țări. S-a cooperat internațional și cu Germania, cu Italia, în Marea Britanie, de exemplu, s-au făcut capturi de 10 milioane de lire sterline. Foarte multe puncte pe care le-a avut această rețea, pe care astăzi cei de aici de la DICOT, împreună cu ofițerii poliției române, au reușit să o destructureze. Vorbim de o rețea internațională de crimă organizată care acționa pe mai multe paliere, prejudiciul uriaș de milioane de euro în Arad, în județele din vest, în special contrabanda cu țigări este în floare, un fenomen cumva care a fost protejat ani de zile de polițiști și vă explic imediat, îmi explic afirmația. În acest dosar sunt implicați și polițiști de la Inspectoratul Poliției Județene din Arad, care i-ar fi sprijinit an la rând pe acești contrabandiști. Urmărim ce se întâmplă, suntem la DICOT, așteptăm din moment în moment, dacă or ajunge astăzi, dacă nu mai pe seară, să se plece cu aceste persoane de la Arad și să fie aduse aici la DICOT. Ne întoarcem în jurnalul viitor cu alte date.